Deci am avut și noroc și a fost și bravo. Avem solare. Eu fac curat, dar între timp am văzut săracul cuplu acela. Stăteau acolo liniștiți cu cu scaunele de picnic și oițele tot încet, încet a mers așa, în jur, în jur, în jur, în jur și a mers fix acolo. Acum vreau un vor, nu vor, au companie. Solarele care le-am avut data trecută erau deasupra dubei, cumva era spațiu între dube și solare și ne gândim noi că poate a fost și ai o cauză de ce au zburat. Și data asta luăm partea aia. Nu știu cum se numește, le știe și, știe și teoria, eu însă ce știu că nu o să mai intre aer pe dedesubt. Treacă deasupra. Gata, ai cumpărat deja? Da. Mergem pe partea cealaltă, se... Da. Ha, rapid! Dacă avem noroc și suntem bravo azi, pune solarele și o să avem electricitate. În Norvegia, când am căutat, noi nu prea am găsit foarte multe locații de unde am fi putut să cumpărăm fizic solarele, de multe erau să le livreze și chiar dacă aici, de exemplu, din câte am înțeles noi, poți să ai lucruri livrate la magazine, la sau la mall-uri, noi nu neapărat am fi vrut varianta aia pentru că nu știam unde am fi fost într-o săptămână, de exemplu, și atunci am preferat să luăm fizic de la magazin. Mai aveam opțiune de a lua solare dacă ne-am fi întors mai spre nord, ceea ce n-am vrut, ori în Oslo și acolo nu mai intrăm, explic mai târziu de ce, și atunci am venit chiar sud, în Kristiansand și luăm de la Scanbat. Are review-uri foarte bune pe internet și sperăm să fie bine. Am hotărât să luăm numai un solar pentru că zilele astea deja suntem de vreo săptămână, vreo 10 zile minim, de când nu mai avem solare și suntem numai pe bateria care se încarcă de la mașină cât timp conducem și nu am avut niciun stres. Mă rog, un pic poate de stres, că câteodată nu foloseam laptopurile atât de mult cât m-am fi făcut mai înainte, dar per total a fost foarte lejer și atunci ne-am gândit noi că nici măcar nu ne trebuie atâta energie cât aveam mai înainte. Și am fi ok și cu, una numai. Nu o montăm acum, ar fi mult prea mult lucru. Am avut în vedere că noi și tavanul probabil ar trebui să-l dăm un pic jos ca să o montăm. Montăm acasă, dar acum am folosit-o, am scoate-o când ne trebuie. De exemplu, dacă suntem opriți la o plajă sau undeva unde este și soare și putem, o scoatem afară. E conectată oricum cu baterie și atunci o folosim așa.
Apropo, eu în mână am semințe de floare. Noi, în general, nu suntem persoanele care să ia suvenire din țările prin care călătorim. Noi nu neapărat interesează asta. Pe mine însă mă interesează florile. Foarte mult le ador și aici, în Norvegia, două tipuri de flori mi-au tras atenția și vreau neapărat să le duc și acasă și atunci am luat. Astea sunt unele. Iau acum semințe și celelalte sunt faimoasele flori, numai că nu știu cum se numesc, din tipice Norvegiei și Suediei, cele care mi le-a cules Levi de ziua mea și mi le-a dăruit. Și am luat semințe. Ideea e că deja nu mai este sezonul lor. Când intrasem în Suedia era sezonul lor, acum că deja ieșim din Norvegia, de multe trecut, și ceea ce înseamnă că sunt norocoasă pentru că pot să iau semințe. Am aici tot felul de semințe, astea deja nu mai sunt. Așa arată semințele. Și tot drumul eu practic desfac păstăi, că așa arată, așa se simt. Levi râdea, a zis să termin cu toate semințele înainte să ieșim din Norvegia, ca cumva să creadă lumea că fac ceva contrabandă. Cum noi suntem în Harghita, acolo temperatura e relativ asemănătoare cu cea de aici, așa că eu sper să anul viitor să am flori de alea și acasă. Cât a fost solarul? 215 euro. Da, tot împreună. Având în vedere că Norvegia este o țară foarte scumpă, când vine vorba de solare, ei au aceleași prețuri ca și în restul Europei, sau cu prețurile care suntem noi obișnuite. Și spunea Levi, poate și din cauza că solarele care le-am luat noi de la Scandinavia, tot aici le și fac. Deci aici le este baza și atunci probabil nu mai pun taxele de import-export. Am terminat de luat semințe pentru florile acelea. Sunt ca și păpădia, același stil cumva, aceeași semințe. Și acum desfac păstările. Am luat foarte multe. Acolo deja sunt multe care le-am desfăcut. Sunt cumva foarte multe semințe, numai că florile sunt de mai multe culori și atunci vreau să mă asigur că iau de toate culorile și o să le am prin grădină. Plus că dacă îmi rămân semințe, nu-i niciun bai, pot oricând să mă duc și să le împrăște pe marginea drumului și așa măcar și drumul să fie frumos cu floricele. Deci am avut și noroc și a fost și bravo. Avem solare. Am mers Levi sus să o scoată iar, pentru că nu stăm aici și atunci o să zboară iar. Nu, o scoatem jos și când nu o folosim, o depozităm în garaj. Am parcat unde rămânem peste noapte și poate și mâine toată ziua. Aici, mai acolo ar trebui să fie plaja și mergem să vedem cum arată.
Asta e plaja? Da, apa e cât de cât curată. Eu, ce pufuleț chiar, ce pufuleț este aia? Nu se vede. Am venit, am văzut, o mergem înapoi acasă. Nu cred că venim mâine la plajă, că nu e plajă. E o masă de picnic. Se vede în picior al Levi. Cât Levi pune solarele sus, explic de ce am zis că nu mai mergem prin Oslo, chiar dacă e capitala Norvegia și toată lumea zice, oh, n-ați mers, că am mers în Norvegia și n-ați mers în capitală, dar nu vrem. Asta e unul dintre principalele motive. Ne-am gândit că după o lună întreagă fără să vizităm neapărat un oraș mare, o să se facă chef să vizităm unul, însă nu. Dar cel mai mare motiv e că de aici mergem direct în Danemarca. Acum noi suntem aici, în Kristiansand, și am calculat ca să ajungem în partea asta, pentru că aici am vizitat și vrem neapărat să vizităm partea asta. Am avea de condus 1500 de kilometri, fără ca să intrăm în Oslo, cumva pe aici, pe undeva ar fi un pol sau ceva de genul. Și aici este opțiunea de a merge direct unde ne trebuie nouă, cu vaporul, care ar fi 150 de euro și am parcurge în 3 ore. Ca să mergem roată ne-ar lua vreo 4 zile și atunci nu are neapărat sens să înconjurăm tot, pentru că nici ca și timp nu am ieșit bine, mult mai mult am cheltuit pe drum și ca și bani. Numai benzina în sine, motorina, are și mult mai scump, să nu mai calculăm mâncarea și alte cheltuieli. Deci, aici oricum nu avem nimic de marcat pe hartă de vizitat. Singurul punct pe care îl aveam marcat pe hartă ar fi Oslo, dar cum am zis, nu prea avem chef de oraș mare. Așa că îl lăsăm pe altă dată când facem vreun city break. Acum facem skip și mergem direct aici. Noi vaporul deja l-avem rezervat, numai pe rezervare din câte am văzut noi că se face, și îl avem pe luni. Asta înseamnă că tot weekendul o să stăm ori aici, ori poate să ne mutăm, dar tot prin zonă. Dar nu e bai, pentru că am rămas în urmă foarte mult eu cu scrisul și atunci eu scriu și Levi mai lucrează mai mult acum că avem electricitate și atunci e bine și pe partea și pe alta. A trecut deja tot weekendul, noi ne pregătim să plecăm de aici, din parcare, și totodată să plecăm din Norvegia. Okay. Solarul a fost sus până acum și acum merge Levi să-l scoată. Stau să nu cumva să cad. Da, acolo e solarul. Mergi să-l scoți? Acum nu. Nu? Întâi mergem să adunăm coacă. Oh, chiar! Coacăza pe care o aveam strânsă am mâncat-o deja și acum mergem să umplem asta înapoi ca să avem mâine pe la micul dejun. Dar că totul este foarte, foarte, foarte multă. Cum spuneam, este foarte multă coacăză și nu suntem singurii care o culeg. Pentru că s-a format, atâta lume tot vine, s-au format efectiv cărărușe. Ne-am umplut caserola și mâinile mele arată de parcă am vopsit ouă de Paști. Dar nicio problemă că se ia cu săpun. Și atunci acum noi ne grăbim pentru că vaporul avem la ora 4 și e-mailul a venit că trebuie să fim acolo cu cel puțin o oră mai înainte de ora 4. Și până să ajungem acolo, noi mai vrem să facem o oprire la benzinărie sau oriunde prindem internet, că avem un pic de treabă cu internetul, așa că ne grăbim acum. Apropo, nu am zis, dar efectiv tot
este plin cu coacăză. Foarte mult. Acum eu nu mă oprinde ca să nu meargă nicăieri cât îmi conduce și pornim. Prima benzinărie la care am oprit, mai vedem dacă este internet, însă este apă. Așa că umplem asta acum. Mele. A fost internet și ne-am rezolvat toate treburile. Acum nu mai mergem. E ora 3:10. Suntem destul de aproape, deci ne încadrăm. Cât de cât. Deci nu știm neapărat ce e, dacă e granița, având în vedere că mergi direct în Danemarca sau controlează numai dacă ai biletul, nu, și pe când îl ai biletul, dar nu am pregătit și. De fapt, acum încă Levi pregătește biletul. Hello! Elena and Levi? Yes! Thank you! Deci, da, numai verificat numai biletele și dacă suntem Elena și Levente și dacă avem gaz în, gaz în mașină și noi avem și atunci ne-a dat un... dăm un pic. Ne-a dat ăsta ca să-l punem undeva, probabil, la vedere. Oricum, gazul trebuie oprit, deconectat pe evacuare în general și pe ferii, care sunt distanțe foarte micuțe, da, păi încă asta că e 3 ore, trebuie 100%. Domnișoara acolo îi zice unde trebuie să mergem. Go to lane number 19. Ok. And remember to close the gas inside yes. the vehicle. Ok. And drive on board. Ok, thank you. Thank you. Sincer, nu știu care e sistemul, dar am mers jumătate de rând deja. Și acum merg în spate să încălzesc rapid supa pentru că încă n-am mâncat prânzul și mâncăm aia poate înainte să... Acolo e vaporul! Acolo e vaporul! Da, oricum, până vine rândul nostru, merge. De fapt, acum am zis și are sens că vaporul abia acum a ajuns, deci trebuie să descarce toate mașinile și toată lumea care le-a adus aici. Atunci avem timp berghet, cum spuneam, încălzesc supa și le vin față oricum, dacă se întâmplă ceva. Sta bine? Mie foam. Oh, și mie. Le avem mănâncă direct din cratiță să nu mai trebuia să spălăm afurie și cu un ochi mâncăm și cu un ochi ne uităm pe geam dacă se întâmplă ceva. Până acum tot liniștit. Levi, ca de obicei, spală vasele și în weekendul ăsta au avut timp să facă, să tragă linia. Aici se vede mai bine. Așa, am călătorit. Toată Norvegia. Plecăm din Norvegia. Rândurile din dreapta au plecat, nu știu dacă pe vaporul unde mergem și noi sau altul. Am venit în fața totuși ca să vedem ce se întâmplă și atunci nu mă plecăm. Și zic aici concluzia despre Norvegia. Din punctul nostru de vedere este 1. Cea mai scumpă țară din Europa prin care am călătorit noi și 2. Cea mai frumoasă țară din Europa în care am călătorit noi. Din punctul nostru de vedere este preferata noastră și am găsit cumva numai 2 negative. Una, că e foarte scump și 2, drumurile sunt foarte înguste între munți. Astea sunt 2
singurele două negative. Oh, și poate un alt negativ este alcoolul foarte scump. Ca și idee, o cea mai ieftină sticlă de vin a fost de peste 100 de lei. Nu mai țin minte exact, dar știu că am văzut că o zic, wow, și asta era cea mai ieftină sticlă de vin. În general, din câte am înțeles noi, nu e că fac ei profit, că ar face un profit foarte mare, dar 80% din acel preț sunt taxe de tot felul. Se mișcă rândul. Noi mergem aici, da? Dar de fapt este încă un etaj jos.